Salutare, pariori! Pentru ziua de marți, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Pittsburgh Pirates, Washington Nationals. Andrei Cinculescu spune că gruparea din Pittsburgh are o medie de 4,5 ranuri reușite per meci și ținând cont că în această confruntare se va duela la mobilă cu Joan Adon, jucător care cedează în medie un ran la 1,6 inninguri, pronosticul tipsterului nostru merge pe cel puțin 4 ranuri reușite de cei de la Pittsburgh. Israel-Belarus. Tipsterul Alex consideră că Israel este net superioară adversarei sale. În plus, aceasta vine după o prestație bună reușită în deplasarea din România și ținând cont că acum va evolua în fața propriilor suporteri, tipsterul nostru mizează cu încredere pe 1 pauză, 1 final. Ana Bogdan Brancaccio. Tipsterul Adrian spune că Ana Bogdan este principala favorită la câștigarea turneului de 125 de puncte de la București, iar în această partidă ar trebui să-și respecte statutul, deoarece întâlnește o adversară cu un joc modest. Astfel, tipsterul nostru propune pariul de tip handicap Ana Bogdan minus 3,5 game-uri. Spania-Cipru. În opinia lui David Chirilă, diferența dintre cele două echipe este uriașă în favoarea Spaniei, așa că ar trebui să asistăm la un meci dominat clar de iberici. Spania vine după o victorie obținută cu scorul de 7-1 împotriva Georgiei, iar tipsterul nostru crede că vom avea parte de un scenariu asemănător, așa că propune pariul 1 pauză 1 final, combinat cu victoria Spaniei la o diferență de cel puțin 3 goluri. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest script, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.